Salut, dragilor, eu sunt Vlad și urmează să vă prezint ceva foarte intim. Este o înregistrare cu mine din timpul nopții, pe jumătatea dormind, în care vorbeam eu cu mine exact pe tema acestui video. Și am considerat-o o temă destul de importantă, încât m-am dus la noptieră, am luat telefonul, l-am deblocat, mi-am omorât somnul și mi-am înregistrat această idee ca să o vorbesc cu voi azi. Încercăm, pentru că până la urmă noi ca și jucători în acest joc, încercăm să îmbunătățim calitatea vieții, nu un singur aspect al vieții. Și când ne gândim doar la bani, vorbim despre un singur aspect al vieții, dar viața e mult mai amplă decât bani. Și dacă nu poți să vezi asta, poate nu ești destul de inteligent nici măcar să faci bani. Da, trebuie să recunosc că mă simt puțin stânjenit, pur și simplu că am pus această înregistrare cu mine. Credeți-mă, poate că pentru unii nu e mare lucru, dar pentru mine e ciudat, trebuie să recunosc. Însă, am considerat că e foarte important să vă spun câteva lucruri, pentru că trăim într-o societate în care viața este într-un ritm foarte rapid și în multe situații tindem să alocăm toată energia noastră în căutarea succesului financiar, în detrimentul menținerii sau a dobândirii a noi relații cu oameni, relații de calitate. Mai mult lăsăm relațiile noastre să fie erodate, interacțiunea noastră și energia pe care o alocăm prietenilor și familiei ajunge să fie zero și în felul acesta suntem practic conduși de hedonism, de dorința de a ne îmbogăți și în cele mai multe cazuri dorim să ne îmbogățim doar ca să impresionăm oameni de pe stradă pe care nu-i cunoaștem, oameni pe social media să ne valideze și ajungem să trăim o viață și să muncim și banii să-i folosim pentru o plăcere atât de ieftină, care în timp se dovedește că e foarte toxică pentru noi înșine. Aceea de a impresiona persoane pe care nu le cunoaștem, de a valida pe social media, de a primi multe like-uri, în detrimentul unor relații de calitate, în ciuda urmăririi unui succes financiar. Vreau să vă spun că unele din momentele în care am fost cel mai fericit în viața mea au fost momente care nu au avut necesar altceva decât oameni dragi. Cele mai frumoase momente din viața mea nu au avut legătură cu banii. Și deși vă pot spune că sunt foarte fericit să conduc cea mai rapidă mașină din lume, atunci când am cumpărat-o, am cumpărat-o pentru sufletul meu, pentru dorința mea de a simți această performanță incredibilă, nu pentru a valida social. Dacă era să validez social, probabil în loc să dau 200.000 de euro pe cele două mașini cumpărate noi de la Tesla, puteam să fac o altfel de achiziție, să cumpăr cu 160.000 de euro un Lamborghini Huracan și în momentul în care mă plimbam prin oraș cu un Lamborghini Huracan sau să dau 200.000 de euro pentru un McLaren 720S, probabil că aș fi creat o impresie mai puternică, ieșeam foarte tare în evidență, mașinile acelea sunt foarte gălăgioase, cu culori țipătoare și da, ajungeam să merg pe stradă și să conduc o mașină care mie nu îmi place total, care nu mi oferă ceea ce eu caut, însă mă validează în fața celor din jur și multe achiziții în viața noastră le facem pentru a fi validați de cei din jur și nu pentru că dorim să ne împlinim nouă o plăcere. Nu de puține ori am stat la masă cu oameni care îmi prezentau ceasurile lor și unii aveau ceasuri între 5.000 de euro și 200.000 de euro și eu nu aveam niciun ceas. Și într-una din seri, pentru că s-a repetat de mai multe ori că acești oameni doar să vorbească despre ceasuri, ca și cum ei chiar ar fi avut pasiunea asta de mici, nu e o pasiune impusă de alți prieteni de ai lor care și-au luat ceasuri scumpe și cumva așa au devenit și ei, membrii, aderanți a acestei pasiuni, eu le-am arătat și eu că într-o seară mi-am luat și eu un ceas și le-am arătat telefonul. Pentru că nu găsesc o îmbunătățire semnificativă la calitatea vieții, să dau 15-20 de mii de euro să văd timpul aici,
decât să văd timpul aici. Și vreau să vă spun, de curând am achiziționat un televizor de dimensiuni foarte mari. Cred că e cel mai mare televizor care îl găsești pe Emag sau la Media Galaxy. Și vă spun, nu e mare diferență cum mă simt eu față de celălalt televizor. Practic, nu prea merită diferența. În principiu, după ce ai un acoperiș deasupra capului, bani să mergi în 3-4 concedii pe an, bani să mergi de 2 ori pe săptămână la restaurant, bani să-ți cumperi de 2 ori pe an haine și nu spun că acești bani sunt puțini. Poate pentru o familie să fie 3-4 mii de euro, poți să-ți iei și o mașină cu 30-50 de mii de euro valoare și dacă o plătești în rate, ajungi într-un punct în viața ta în care nu prea mai simți diferența dacă câștigi dublu, triplu sau de 10 ori. Însă, de multe ori, pentru a câștiga de 10 ori mai mult, e nevoie și să îți dublezi timpul sau să-ți triplezi timpul pe care îl aloci în afacerea ta. Da, nu trebuie să lucrezi de 10 ori mai mult pentru a câștiga de 10 ori mai mult. Trebuie să lucrezi doar de 2 ori mai mult pentru a câștiga de 5 ori mai mult. Și așa de mare tentația să facem acest schimb în a renunța la timpul pe care îl petreceam cu părinții noștri, timpul pe care îl petreceam cu copilul nostru, timpul pe care îl petreceam cu prietenii noștri, timpul pe care îl petreceam făcând hobby-uri care ne plac. Toate aceste lucruri le pierdem în detrimentul unui singur lucru, acela de a ne crește încasările și de a câștiga mai mulți bani. Și deseori se ruinează prietenii sau deseori te trezești într-o etapă a vieții în care ai mulți bani, dar nu mai ai pe nimeni în jur și mereu ai această lozincă: a, da, oamenii adevărați au plecat de lângă mine când am avut succes pentru că m-au invidiat. Eu am o grămadă de prieteni de succes și niciodată n-am avut o frustrare că lor le merge bine. Dar dacă obișnuiam să ne întâlnim o dată pe lună, o dată la două săptămâni, o dată pe săptămână și am ajuns să nu ne mai întâlnim ani de zile pentru că tot focusul lor și toată energia lor a mers spre bani, da, atunci când m-au sunat, poate n-am răspuns. Sau atunci când m-au invitat undeva, le-am spus că, bro, nu știu, am altceva de făcut și am alți oameni cu care vreau să mă văd și acești oameni au crezut că eu sunt supărat pe succesul lor financiar. Nu! Eu cred într-o viață condusă de reguli, aceste reguli generează comportamente, tu, ca om azi, ești rezultatul regulilor în care crezi. Nu regulile pe care le aprobi într-o discuție cu cineva sunt regulile pe care le crezi. Acelea sunt doar reguli pe care le aprobi. Regulile pe care le crezi cu adevărat valoroase sunt cele după care trăiești. Regulile după care trăiești te-au format pe tine omul de azi. Dacă tu, omul de azi, nu mai ai prieteni, e că nu ai crezut că în procesul îmbogățirii e nevoie și de oameni. Vă spun cu mâna pe inimă, după ce am cumpărat prima Tesla, am avut un nivel așa destul de ok de bucurie, am fost foarte mulțumit de mașină. Am cumpărat a doua Tesla, chiar era un vis incredibil. Am fost foarte bucuros și chiar mi se pare că e un lucru bun în viața mea. Dar a fost șocant când am cumpărat a treia Tesla, nu doar că n-am mai simțit nicio plăcere, dar mi-am dat seama că cea care costă de 3 ori mai puțin mă împlinește aproximativ la fel de tare ca și cea care costă de 3 ori mai mult. Singurul lucru pe care cea care costă de 3 ori mai mult îl are e ceea ce accelerație nebună. Și dacă nu căutam acest criteriu, probabil eram mulțumit cu cea mai ieftină Tesla dintre toate cele care se vând. Și e o mașină pe care, din nou, o familie cu un venit de 4.000 de euro pe lună și-o permit. Însă, o familie cu un venit de 4.000 de euro pe lună nu-și permite două mașini care costă în total 200.000 de euro. Motiv pentru care, atunci când alegi să-ți elevezi cheltuielile, trebuie să-ți elevezi și încasările. Și de multe ori, pentru a-ți eleva aceste încasări, îți ruinezi prietenii pentru că nu mai aloci timp și energie. S-a dovedit că lipsa acestor conexiuni sacrificate din dorința de a face bani duce, deși multe persoane ajung la un anumit succes financiar, ajung totuși să se confrunte cu depresie, probleme de sănătate mentală, anxietate și izolare. Pentru că au impresia că nimeni nu-i înțelege, se transformă în niște persoane ciudate, nu se mai relaționează la omul de rând și ajunge ca acel om care s-a focusat doar să câștige bani să-și fi pierdut abilitatea
de a se conecta cu alți oameni și de a întreține relații de calitate. Asta se întâmplă de multe ori și în cazul unor IT-iști care stau toată ziua la calculator și stând toată ziua la calculator, zile, săptămâni la rând, câștigând foarte, foarte mulți bani într-un timp foarte scurt, însă devenind dependenți de acest prag financiar pe care l-au atins, uită să investească în oamenii de valoare din jurul lor, în familie, în prietenii, în experiențe noi, în sănătatea lor, în educarea lor și ajung după să se confrunte cu probleme mai mari decât problemele financiare. Așa că credeți-mă, nu odată prietenii mei parcă au pus așa o presiune pe mine să-mi cumpăr și eu un ceas scump, pentru că toți aveau un ceas scump, însă m-am gândit câtă bucurie primesc în viață dacă am un ceas scump. De asemenea, când am vrut să-mi iau mașină, câțiva prieteni își luase la atunci McLaren 720S și toți ziceau, Vlad, ia și tu McLaren 720S, să fim noi prieteni împreună, să mergem prin Austria, prin munți, prin serpentine, toți ca o trupă de posesori de McLaren și aproape că eram gata să-mi cumpăr un McLaren, deși nu-mi plăcea mie atât de mult, cât m-a ajutat să confirm alături de cercul meu social, să mă aliniez la cercul meu social. Și a trebuit să spun nu, pentru că în cele din urmă a trebuit să pun pe hârtie și să spun câți bani mă costă un produs, câte ore îl folosesc și câte ore lucrez pentru orele pe care îl folosesc. Și Model S Plaid nu doar că e cea mai rapidă mașină din lume, dar a fost și cea mai bună alegere. Nu doar că o folosesc multe ore, dar e și practică și mașină de zi cu zi, e și frumoasă, îmi îmbină toate bucuriile, dar nu este așa tare în evidență ca un McLaren sau un Lamborghini, lucrul pe care am putut să-l accept pentru că am realizat că nu e important să impresionez oamenii de pe stradă, e important să fiu eu fericit, să-mi petrec timpul cu oameni care mă fac fericit și cele mai frumoase experiențe din viața mea, vă spun sincer, le-am trăit gratuit. De câte ori mă întâlnesc pe săptămână cu prietenii mei și stăm la o poveste bună, și nici muzică nu ascultăm uneori, nici nimic. Pur și simplu ne uităm unii la alții și dezbatem idei și ne provocăm în tot felul de filozofii cât mai complexe despre înțelegerea vieții, înțelegerea omului, înțelegerea societății. Aceste discuții în care ne aprofundăm și modul în care aceste discuții ne fac să ne simțim, schimbul de idei, camaraderia dintre noi, mă fac atât de fericit încât nu am nevoie de niciun ban să mă întâlnesc cu prietenii ăștia. Mă bucur într-adevăr că am un loc la mine în birou să petrecem timp, dar nu costă nimic. Să ai un copil sănătos și să-l privești în ochi, să știi că copilul tău e sănătos, nu costă nimic. Să ai părinții în viață și să poți să-i vizitezi, să petrești timp cu ei, nu costă nimic. Cât ai plăti, dacă nu-i mai ai, să-i mai ai o zi. Așa că cel mai important cred că e să investim în oameni, deși ne dorim să avem bani, deși ne dorim să ne asigurăm o securitate financiară. Vă spun din experiența mea că am cumpărat o grămadă de chestii scumpe chiar și anul ăsta. Banii nu prea aduc fericirea. Banii chiar nu prea aduc fericirea. E ok să nu lucrezi pe gratis, e ok să-ți respecti timpul și resursele tale, dar și e ok să ai bani, e important să ai bani. Dar e crucial să ai relații de calitate. Și dacă te focusezi pe asta, cred că poți să fii foarte, foarte fericit încă de la un nivel financiar nu foarte greu de atins. Numele meu e Vlad, sper că ți-a fost util acest video.